Bun găsit, sunt la stângă. Duminică, CS Turnul Severin va întâlni în deplasare Steaua București. Va fi un joc cu prea puține șanse pentru fotbaliștii pregătiți de Nicolo Napoli, dar nu putem să nu sperăm măcar la un rezultat de egalitate. Însă vestea cea mai rea vine de la Liga Profesionistă de Fotbal, acolo unde mai mulți jucători de la CS Turnul Severin și-au depus memorii pentru a deveni liberi de contract. Situație în care riscăm să vedem returul acestei ediții de campionat doar la televizor. Duminică de la orele 20:30, CS Severin va întâlni lidera campionatului României, echipa Steaua București. Severineni vin după victoria cu 1-0 în detrimentul Gloriei Bistrița, joc în care Nicolo Napoli a adus o premieră în fotbalul românesc, schimbarea la fiecare partidă a capitanului de echipă. Acum poi fino a che terminatore schimbo capitano ogni match. Asta e ideea mea, asta voglio far fericite tutti i băieți che pentru un zile portă un bandelor. Asta e ideea mea. Etapa următoare nu așa va fi deputat. Poi ce a dat gol? Nu știu. Nu știu. Vedem. Sunt fericit pe Neașa că a intrat în terenul bun, a făcut bine. Prima idee pentru mine e că sunt fericit pentru echipă că am castigat un meci. La Steaua va fi capitan autorul golului de 3 puncte din jocul cu Gloria Bistrița? Vom vedea. Până atunci, tehnicianul severinenilor își face planuri pentru a obține noi puncte în această ediție de campionat. În măsură că nu avem più 5 puncte, avem 8 puncte, ci apropiamo a qualche altă echipă. L-am detto. E normal, noi siamo ultimo in clasamento e dobbiamo cercare di fare mai multe puncte fino al termine del turno di campionato. Bine ar fi să fie așa, dar din păcate problemele financiare continuă să rămână nerezolvate. Surse de la Liga Profesionistă de Fotbal confirmă că mai mulți jucători de la CS Turnul Severin și-au depus actele pentru a deveni liber de contract în maximum 2 săptămâni, urmând a se lua o decizie în acest sens. Oare chiar nimeni nu face nimic pentru a ieși din această situație care poate duce la dispariția primei echipe de Liga I pe care o are în ultimii ani Mehedințu? Asociația Județeană de Fotbal a programat pentru finalul acestei săptămâni jocurile etapei a 10-a din Liga 4-a la fotbal, care este dominată de jocul dintre Phoenix și Recoltea Dănceu. Lidera seriei CS Baia de Aramă va evolua pe teren propriu și are toate șansele să rămână neînvinsă în această ediție de campionat. Sâmbătă și duminică se vor desfășura jocurile etapei a 10-a din cadrul Ligii a 4-a la fotbal, în care lidera la zi, CS Baia de Aramă, va întâlni pe teren propriu Blahnița Pătulele. Un alt joc interesant este programat să se dispute între Pandurii Cernești și Minerul Valea Copcii. Este de remarcat și partida dintre echipele ce ocupă pozițiile a doua și a treia în clasament, Phoenix și Recolta Dănceu, ce este programată să se dispute duminică cu începere de la orele 11. Să urmărim însă programul integral al acestei etape. Tot în această etapă sunt programate și jocurile de junior ce se vor disputa în deschidere la echipele de Liga a 4-a. Vă reamintim că CS Baia de Aramă conduce în clasament cu maximum de puncte 27. În speranța unui rezultat bun în partida severinenilor cu Steaua de duminică mi-au rămas bun. Până mâine. Sunt la stângă, vă salut cu drag și vă doresc un weekend reușit. Pe mâine!